v-am găsit! Sunt Valentina Moisei și vă prezint știri Republica.md. Accident tragic în capitală. O femeie de 71 de ani a murit, iar alta a ajuns la spital în stare gravă după ce au fost lovite de o mașină în timp ce traversau strada pe trecerea de pietoni. Tragedia a avut loc aseară la intersecția străzilor Uzinilor cu Podul Înalt. Victima, care a scăpat cu viața, a fost internată în secția de reanimare a spitalului de urgență. Administratorii localului La Soacră, unde în data de 9 ianuarie s-a produs o explozie, vor în libertate. Curtea de apel Chișinău va examina astăzi recursul prin care învinuiții, soț și soție, cer eliberarea lor din arest. Aceștia solicită amânarea deciziei primei instanțe, care i-a plasat în arest preventiv pentru 25 și respectiv 30 de zile. Fostul premier Vlad Filat va rămâne după gratii până la primăvară. Magistrații Curții de Apel au respins ieri recursul avocatului său și au menținut decizia primei instanțe, prin care i-a fost prelungit arestul cu încă 90 de zile. Decizia a fost luată în lipsa deputatului liberal-democrat. Vremea geroasă se va menține și în următoarele zile. Mercurul din termometre va coborî până la minus 18 grade în sudul țării, iar în localitățile din nord va fi cu 2 grade mai frig. Potrivit meteorologilor, miercuri și joi maximile vor oscila între minus 9 și minus 3 grade Celsius, iar de marți revin ninsorile în toată țara. Aproximativ 2500 de participanți din peste 140 de țări sunt așteptați la Forumul Economic Mondial, care începe astăzi la Davos, Elveția. Printre cei care vor fi prezenți la eveniment se numără peste 40 de șefi de state și guverne, 14 laureați ai Premiului Nobel, dar și actorul Leonardo DiCaprio. Cel mai sexy medic din lume se scoate la licitație. Mihail Varshavsky, care a primit titlul anul trecut de la revista americană People, vrea să vândă o întâlnire cu dânsul femeii care va plăti mai mult. Licitația începe de la $10, iar banii strânși vor fi donați în scopuri caritabile. Mihail este originar din Rusia, însă activează în calitate de medic rezident la New York. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea Știreata de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem mâine dimineață!